Din cauza crizei economice în toamna anului 2009, guvernul spaniol, din teama de a rămâne fără turiști în extrasezon, a lansat un program turistic special dedicat celor de peste 55 de ani. Grație acestui program, insulele Baleares sau zona Andaluziei au fost luate cu asalt de turiștii seniori, pe care o vacanță în extrasezon îi costă de 4 ori mai puțin decât i-ar fi costat în sezonul de vârf. Și în acest an s-a menținut interesul seniorilor pentru aceste oferte, mai ales că modelul lansat de spanioli a fost preluat și de țări precum Cipru, Grecia sau Portugalia. Am lansat și pentru Lisabona oferta de turism social. Tarifele sunt foarte bune, până în 500 de euro, adică cu 468 de euro exact, cu toate taxele incluse. Putem să călătorim pentru 7 nopți în Lisabona. Avem inclus în acest pachet zbor, cu tot cu taxe, transfer, cazare, hotel de 3, opțional se poate și la 4 stele, demipensiune și de asemenea un tur de Lisabona. Vremea este foarte plăcută în lunile martie și aprilie când se desfășoară acest program. Pentru cei care vor să plece în vacanță cu nepoții sau copiii, ofertele agențiilor sunt pe cât de diverse, pe atât de avantajoase. Pentru primăvara lui 2012 puteți găsi pachete prietenoase cu bugetul și pentru destinații ca Israel, Sicilia sau Grecia.